Să luăm din nou Cartea Sfântă și să privim în continuare la tematica noastră de studiu împreună pentru Ierusalim, lecția a treia. Ierusalimul în perioada Templului lui Solomon. Dacă în lecția anterioară am privit la felul în care David, în prim plan, s-a dăruit, construcției templului și a făcut din Ierusalim capitala poporului Israel și ceea ce era mai important, reședința poporului Dumnezeu în mijlocul aleșilor săi, reședința lui Dumnezeu în poporul său, știți că Israel era întâi lui născut, să observăm acum cum s-a derulat istoria pe parcursul perioadei regatului Israel, Asta înseamnă aproximativ 400 de ani de istorie. Ierusalimul a fost capitala Israelului aproximativ din anul 100, 1000, scuzați, înaintea erei noastre, templul 40 de ani mai târziu, deci 960, și ambele au fost distruse în anul 586 înaintea erei noastre. În această perioadă, Ierusalimul, și mai exact la ceea ce noi ne referim, poporul evreu, care locuia la Ierusalim și în mare tot Israelul, a fost marcat de repetate abateri în care au rupt comuniunea lor cu Dumnezeu. Vremuri în care împreună pentru Ierusalim n-a mai fost valabil. Ei și-au întors inima spre alte zeități uitând pe Domnul și părăsind casa sfântă. Totuși, în această perioadă au fost și oameni credincioși. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie niciodată. Citim, de exemplu, în Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 9, că înainte de a distruge cetatea, cu aceasta se încheie această perioadă, Dumnezeu vorbind cu îngerii săi, citesc versetății prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. În aceste condiții, vreau să observăm că înainte de a fi nimicit Ierusalimul, de a fi distrus templul, Dumnezeu s-a retras. Știți, în cartea profetului Eremia îi trăgeau nădejde că e templul Domnului și nu poate fi cucerit. Dar scrie aici în Ezechiel, citim în capitolul 10, versetul 4, că Domnul a plecat dintre ei și Ierusalimul n-a mai fost reședința lui Dumnezeu. Atunci slava Domnului, adică prezența sa, s-a ridicat de pe Heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălușirea slavei Domnului. Și în 11 cu 23 citim, Slava Domnului s-a înălțat de mijloc pe un munte la răsăritul cetății. Domnul plecase dintre ei. Chiar dacă au fost și perioade mai critice, totuși pentru oamenii încă rămași credincioși, Dumnezeu a mai rămas la Ierusalim. Și după cum se ruga Solomon, cei care veneau să-i ceară ajutorul primeau îndurare lui. Dar la un moment dat Dumnezeu n-a mai putut răbda starea de păcat și a plecat. Să vedem în detalii care au fost motivele și în ce măsură evreii au știut să beneficieze de prezența Domnului. Și toate acestea în mod aplicativ, gândindu-ne la noi. Pentru că lucrul acesta este valabil și în creștinism. Observați dumneavoastră, de exemplu, bisericile seculare, catolici. Nu doar pretind că, sunt al lui Dumnezeu. Liderul bisericii catolice, papa, care se pretinde atunci când vorbește ex-catedra infailibil, consideră că sunt al lui Dumnezeu într-un mod indiscutabil. Biserica Ortodoxă, ei consideră că sunt mai buni decât catolici. întrucât au rămas la cele hotărâte de concilii în primele secole. Reformații consideră că ei au revenit la ceea ce numeau ei solo scriptură solo fide. Nu mai Biblia, nu mai credință. Noi, neoprotestanții, și îi zicem noi cu atât mai mult, noi pentecostali ne-am întors la adevărul apostolic. Așa au crezut și evrei. Și toate au fost valabile până într-o zi. Când Dumnezeu a lăsat Templul de Izbeliște. Și au venit babilonienii și după când Dumnezeu a spus, voi abandona vasele sfinte și vor rămâne în Babilon până în vremea când le va cerceta din nou Domnul a fost noaptea aceea când mâna a scris pe perete. Să privim într-o primă parte a lecției noastre la Ierusalim și templu în regatul lui Iuda. Imediat după moartea timpurii a lui Solomon, știți că Dumnezeu i-a promis condiționat viață lungă și el n-a fost credincios și n-a avut parte de bătrânețe fericită? Doar regatul lui Iuda, adică cele două seminții din sud, cu capitala Ierusalim, au rămas legate de templu. Dar în perioada aceea, citim din cartea 2 Cronici, capitolul 11, au fost oameni din celelalte 10 seminții. Și în mod deosebit preoți și leviți care au înțeles că împreună pentru Ierusalim, înseamnă împreună pentru Domnul și nu s-au rupt de Ierusalim. Au acceptat să-și lase moșiile, să-și părăsească unii dintre ei, poate, casele și să se mute în regatul de sud, ca să fie împreună pentru Ierusalim. Iată ce citim aici de la versetul 13, 2 Cronici 11. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele, căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile, au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și îndeplinească slujbele ca preoța ai Domnului. Versetul 16. Aceea din toate simințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat pe levis la Ierusalim ca să jerfească Domnului Dumnezeului părinților lor. În mod aplicativ, putem spune fără să greșim, sunt situații în care oamenii trebuie să își caute adunarea unde se poate închina cu adevărat, sau chiar să își schimbe reședința, dacă vor să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu. Știți că și Domnul Hristos dădea dreptul acesta, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în altă. Așadar, împreună pentru Ierusalim, pentru noi înseamnă să căutăm oamenii care sunt legați de Ierusalim, care sunt legați de adevărata închinare. Și după cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, să cauți lucrurile sfinte împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Oamenii aceștia n-au vrut să renunțe la Ierusalim, pentru că acolo era numele Domnului, era prezența sa, acolo era legea Domnului. Ceilalți poate au motivat spunând ce să facem. Noi nu suntem de vin, împăratul nu ne lasă. Dacă în zona asta ne-a fost repartizat tribul, Rămânem aici. Iată că au fost oameni care au știut ce trebuie să se facă. Așadar, vorbim în continuare doar despre Regatul lui Iuda și cea mai mare parte a preoților, ale leviților și chiar unii dintre ceilalți din Israel, din celelalte triburi, evlavioși, care s-au alipit de Ierusalim. În perioada care a urmat, aproximativ de la anul 930, până la 586, când a fost distrus Ierusalimul și templul, au fost vremuri asemănătoare cu cele descrise în Cartea Judecători. Adică vremuri, perioade în care oamenii se apropiau de Dumnezeu și slujeau, apoi au venit alți împărați care, de exemplu, scrie despre Ioram, fiul lui Iosafat, 2 Cronici 21, a pe locuitorii Ierusalimului în imoralitate, în idolatrie. Și împărați, și oameni, tot poporul am putea spune, au trăit această alternanță. Și asta se vede și în istoria credinței. Am citit zilele acestea o istorie sumară a credincioșilor de crez evanghelic din Uniunea Sovietică, au fost credincioși în urmă cu două, cu 300, cu patru, cinci de ani, care în felul în care ei l-au înțeles pe Dumnezeu, s-au apropiat de Domnul, s-au pocăit. Între ei s-au manifestat daruri spirituale. Când eram mai tânăr și nu eram pus la punct cu istoria bisericii, îmi părea surprinzător cum atâtea secole au lipsit manifestările Duhului în biserică. Doar Duhul nu s-a retras. Numai teoria adventistă spune că s-a retras după perioada apostolilor, aceea a fost ploaia timpurie și urmea să revină înainte cele de a doua veniri și asta va fi ploaia târzie. Biblia nu spune așa ceva. Duhul Sfânt a fost lăsat bisericii și a rămas cu credincioșii până când va reveni Domnul Hristos. Ei, și în Uniunea Sovietică și nu numai, dar nu cunoaștem noi, nu avem suficiente date din istorie. Au fost oameni, repet, în urmă cu 3-400 de ani, care s-au pocăit cu adevărat și manifestările spirituale, inclusiv prorocii, vorbind în limbi, vindecări, au avut loc între ei. A urmat perioadă de cădere, Dumnezeu i-a cercetat, a fost un nou curent, un nou val de trezire și de apropiere de Dumnezeu. Și asta se observă foarte evident în istoria regatului lui Iuda. Citim în continuare aici din 2 Cronici, capitolul 12, și observăm că atunci când oamenii se îndepărtau prea tare de Dumnezeu, el îngăduia peste ei anumite norociri, ca să-i trezească. Scrie de la versetul 2, în al cincilea an al Domnului lui Roboam, și așa că împăratul Egiptului s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că în împotriva Domnului. i am vins, a luat multă pradă de la Ierusalim, din vesteria templului, a luat scuturile de aur, acele, și erau de faimă pentru împărați, și atunci evreii, ce le rămânea de făcut? Scrie aici versetul 6, că pe lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut că Domnul că s-au smerit, cum Domnul a vorbit pentru un proroc, versetul 8, vor fi supuși lui Șișac și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Și apoi versetul 12, pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot și tot mai era ceva bun în Iuda. Astfel de evenimente s-au întâmplat de mai multe ori. Dumnezeu a îngăduit că Ierusalimul să fie prădat. Împăratul Amația, de exemplu, a fost luat prizonier de către Ioasă, împăratul lui Israel. S-a făcut o spărtură zidul Ierusalimului pentru că se mândrise, pentru că inima lui nu era dată în totul Domnului, pentru că a dus Dumnezeii domiților și a sirienilor. Situație în care Domnul nu putea să rămână indiferent. Domnul locuia la Ierusalim. Și când se abătea un el de la trei este ca și cum lângă Domnul și-ar fi adus un alt amant, ceea ce stârnea gelozia Domnului, așa cum însuși el scrisese pe tablele care le-a dat pe Sinai. Însă cea mai critică perioadă din uh, timpul regilor lui Iuda, a fost în timpul lui Ahaz, citim din 2 Cronici 29, 28, și poate a lui Manase, dar uh, în cazul lui Ahaz a fost singura dată când templul Domnului a fost închis. Vreau să vă imaginați ce înseamnă asta. Dumnezeu locuia în templu. La arestat, l-au sequestrat, să ne lași în pace. Versetul 24. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu, le-a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu, a închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Evident, altare idolatre. Dar, interesant, după ce el a murit și poporul și-a dat seama că ce a făcut a fost prea de tot, încât scrie în ultimul verset, nici măcar nu l-au pus în mormintele împăraților. În locul lui a domnit fiul său Ezechia, care, scrie în versetul 2 al capitolului următor, a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum a făcut și tatăl său David. În ce a constatat acest bine mai întâi și mai întâi? Versetul 3. În anul întâi a domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului. Din nou a chemat leviții, scrie în versetele următoare, a reparat templul, și a dat drumul slujbei Sfinte. A fost o vreme bună în Israel și Ezechia a înțeles din plin ce înseamnă împreună pentru Ierusalim. Vă citesc aceasta din capitolul 30. Spune scriptura aici, în versetul 1, Ezechia a trimis sol în tot Israelul și Iuda. Și voi reveni asupra lui ca să vedeți atât în ce privește adunarea poporului înaintea Domnului, cât și apelul la Dumnezeu în vremuri grele, ceea ce putem să învățăm de la Ezechia. De la el poate fi învățată credința în vremuri de libertate și în vremuri de prigoană. Ce înseamnă să fii atașat de Domnul și să ajuți ca poporul să-L cunoască pe Dumnezeu. Când și-a sfârșit viața, știți că Domnul i-a dat încă 15 ani prelungire, totuși a murit la 54 de ani, citim din capitolul 32, versetul 33, Ezechia a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorul Iusalimului i-au dat cinste la moarte. Și în locul lui a domnit fiul său Manase. Într-o altă ipostază, dar păstrând anumite accente, știți că fratele din Ucraina ne-a povestit despre un caz în timpul cel de-a doi SB mondial, când se practicau progromuri și la un moment dat armata germană a luat aproape toți membrii dintr-un sat care mai rămăseseră și în fața unor gropi săpate urmau să fie împușcați. Dar o fetiță de 9 ani a strigat într-o germană perfectă ordine de la comandantul suprem să, să nu se tragă un glonte. Acesta a fost șocat că și Dumnezeu nu doar că a vorbit, dar l-a și marcat prin această lucrare. A luat-o la rost, fetița a vorbit în alte limbi, în timp ce se ruga. Au scăpat toți și fratele acesta ne povestea, știu că de două ori mi-a relatat aceasta, s-a nimerit la înmormântarea ei. A fost tot satul prezent și toți se mirau, de ce? Și pocăiți și nepocăiți. Și un bătrân a luat cuvântul și a cerut permisiunea să spună satul acesta există datorită acestei fete. Dumnezeu ne-a cruțat viața prin ea. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat aici când locuitorul Salimului a adus mare cinste. Pentru că în timpul asediului, încrederea care le-a inspirat-o Ezechia în Domnul, a făcut ca ei să fie protejați. Și împreună pentru Ierusalim să nu fie doar evrei, și să fie și îngerii Domnului. Și când alții s-au adunat împotriva Ierusalimului, au fost înfrânți. Durerea este că după moartea lui Ezechia s-a ridicat un alt împărat foarte rău, Manase. El a fost la mijloc. A avut un tată rău și un copil rău. Sunt parcă neexplicabile aceste alternat, alternanțe. Evrei aveau de ales adesea și unii au fost prigoniți chiar și în vremea aceea. Despre Manase citim în capitolul următor, 33, de la versetul 4, a zidit altare în casa Domnului, dar nu pentru Domnul. Măcar că Domnul zise în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare în trei oștirea celor în cele două curți ale casei Domnului. Vreau să vă imaginați ce era pe lângă altar și pe lângă legian și ligiene de fapt, care erau acolo. Versul 7, a pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiul său Solomon în casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toți lui Israel, în voi pune numele meu pe vecie. Versetul 9, dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorul Salimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât toate neamurile pe care le micise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Alternanța a continuat, deși spre sfârșitul vieții Manase s-a pocăit, după ce a făcut închisoare, fiul lui Amon a fost iarăși un rege rău, idolatru. Alternanța continuă. Fiul lui Amon, Iosia, a fost un rege reformator, un evlavios. Și citesc doar din capitolul 34, partea a doua, versetului 5. Iosia a curățit Iuda și Ierusalimul. Dar din nou copiii lui Iosia au fost răi, au domnit trei dintre fiii lui și un nepot și în timpul lor Ierusalimul a fost distrus în urma asediului și cuceririi babiloniene și Israelul a pierdut totul. Citim aici în capitolul 36, de la versetul 18, Nebucanețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și a căpetenilor lui, a ars casa lui Dumnezeu, au dărămat zidurile Salimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. N-a mai rămas nimic de valoare, doar cei mai sărași care efectiv nu aveau nimic. A fost Dumnezeu nedrept? A fost vinovat pentru tot ce le s-a întâmplat? Nici de cum. Aceasta a fost atitudinea poporului și din nefericire istoria se repetă. Vreau să observăm că în această perioadă de 350 de ani, ne referim strict la regatul lui Iuda, cele mai bune vremuri au fost în timpul oamenilor care au făcut reforme, a fost o primă reformă în timpul lui Asa și a lui Iosafat. Și chiar în vremea lor Ierusalim a fost atacat. Fără să mai citim în detalii, ar trebui să vă reamintiți istoria biblică. În Împotriva lui Asa, spune Scriptura în 2 Cronici 14, că a venit o armată de peste un milion de soldați. El a apelat la Dumnezeu. Locuia la Ierusalim, Domnul. Ezechia, Asa, la el mă refer, îi slujea și Dumnezeu l-a izbăvit. În timpul fiului său Iosafat și el un om evlavios, scrie în 2 Cronici 20 că a venit din nou o mare armată, o alianță militară. I-a convocat pe toți împreună pentru Iosalim la poșe rugăciune. Au strigat către Domnul și Domnul iarăși le-a dat izbândă. Zicea Iosafat în vremea aceea, citesc din capitolul 20, versetul 20, partea finală, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Așadar să înțelegem de ce și în vremea noastră sunt atâtea atacuri împotriva poporului Lui Dumnezeu. Biserica este Ierusalimul, este Israelul Lui Dumnezeu. Și de data aceasta nu avem de-a luptat cu cananiți sau cu alte popoare, și demonii împotriva cărora cerem ajutorul Domnului și Domnul ne-l va da. Amin. Întoarcem puțin la Ezechia și citesc acum din capitolul 30 să observăm cum el a reușit să adune atât regatul lui Iuda cât și din cei rămași în regatul lui Ierusalim, regatul lui Israel, din cei ce nu fuseseră duși ca rob de asirieni. Citim de la versetul 2. Împăratul căpetenilor lui și toată adunarea ținuse răsfat la Ierusalim ca Paștele să fie preznuite în luna a doua, căci în luna a întâi nu se pregătiseră la timp. Versetul 5. A hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba până la Dan, deci ceea ce cuprindea Iuda și Israel. Căci de mult nu mai fost zise cum era scris. Versetul 6. Lărgătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenii lui în tot Israelul și Iuda. Și i-au chemat. Și scrie aici versetul 10. Alegătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase, Zabulon, dar unii își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. Versetul 13. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea zimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. Și tot aici se scris în continuare despre bucuria care Dumnezeu le-a dat-o. Citesc versetul 26. A fost mare veselie la Ierusalim. Și ascultați cu atenție. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, în împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Și Dumnezeu ar fi vrut, dar au fost câteva generații care n-au putut beneficia de harul acesta, pentru că n-a fost cine să-i mobilizeze. Veniți să mergem toți la Ierusalim. Știți că în legere a scris, cel puțin de trei ori pe an, bărbații se suie la Ierusalim. Dar puteau să se suie și cu familiile lor, așa cum proceda Elcana, vă amintiți de cazul lui. După aceea, scrie în capitolul 32 că a fost atacat de Sanherib. Dar așa cum vă spuneam și cum bine știți, Dumnezeu a dat izbândă. Au fost uh, atacați de o armată foarte puternică și omenește nu aveau șanse să scape. Dar Îngerul Domnului a fost trimis în tabara siriană și a nimicit și Ierusalimul a rămas în picioare. Ezechia avea o vorbă, o știau și asirienii și rapșache, a rostit-o. Nu vă încredeți în Ezechia, care ziceți, Domnul nu va da Ierusalimul în mâinile împăratului Asiriei. Și întrebau ei, pe ce se bizuie încrederea voastră? Ezechia avea încredere în Dumnezeu. Se vede în vremurile de strâmtorare, în situațiile critice, dacă am fost cu adevărat împreună cu Domnul. În vremurile bune tot se pot lăuda. Dar în momente critice se vede cine este cu Dumnezeu. De aceea să ne ajute Domnul să-i slujim astăzi cu bucurie. Și atunci în vremurile ce vor veni, nu știm ce atacuri, ce lupte vor urma, se va dovedi că am fost împreună cu Domnul. Că sediul nostru este la Ierusalimul de sus, că Duhul Sfânt este în mijlocul nostru, numele Domnului este chemat peste noi și Domnul ne va da izbândă slăvit să-i fie numele. O ultima vreme bună pentru Ierusalim a fost perioada tânărului rege Iosia, scrie aici în capitolul 34, de la versetul 29, atunci iarăși a fost o bucurie să locuiești la Ierusalim, el a strâns pe toți bătrânii lui Iuda și din Ierusalim, s-a suit la casa Domnului, acolo unde locuia Dumnezeu, cu toți oamenii lui Iuda, cu locuitorul Salimului, cu preoții, cu leviții, cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Imaginea aceea din pustie când Moise primea cuvânt de la Dumnezeu, dar el nu îl putea transmite poporului, se folosea de Aaron, preotul. Are și o conotație simbolică. Scriptura nu vorbește singură. Și este nevoie de oameni prin care să fie transmis. Dumnezeu poate să fie în mijlocul poporului său și să nu-i dăm dreptul să se exprime. De aceea să rugăm pe Domnul să învrednicească predicatorii și prorocii și să ne vorbească prin ei. Și noi toți să venim așa cum i-a adunat Iosia în pe jurul templului. Asta este a fi împreună pentru Ierusalim. Dar dacă unii lipsesc de la adunare, dacă slujitorii nu sunt curățiți nu sunt niște vase sfinte în care Domnul să toarne, atunci ne adunăm. Știți că, apropo de a fi casa Domnului, cândva Betel în vremea lui va a primit acest nume pentru că acolo a vorbit Dumnezeu. Dar mai târziu a rămas denumirea. Doamne ferește să se întâmplă și cu noi așa. Și când s-a dus Amos, trimis de Domnul, să strige la Betel în vremea lui Roboam al doilea, știți ce i s-a răspuns? Nu proroci aici, căci este un locaș sfânt al împărăției. Cu alte cuvinte, aici nu mai are Dumnezeu cuvânt. Aici noi guvernăm. Însă, așa cum știți, Iosia a murit tânăr, a 39 de ani. Și după el au urmat împarații, care au distrus ceea ce el realizase. Nu degeaba Ieremia, profetul, cred eu, a plâns nu doar de părere de rău după Iosia, a plâns ca și Elisei altădată, știind ce avea să urmeze. Știți că El se zicea către Hazael, știu ce ai să faci. Și s-a sfârșit vremea cea bună pentru Israel. Domnul a fost surghiunit și la un moment dat a abandonat și el a plecat. Cineva întreba de ce a îngăduit Dumnezeu să fie dărmate turnurile geme de la New York în urmă cu 10 ani. Și s-a dat un răspuns... Foarte bine elaborat. A zis Dumnezeu a fost cândva o valoare pentru America. În fiecare localitate nou constituită se construia o biserică. Și s-a ridicat, a ajuns cea mai mare putere. A fost țara libertății, unde credincioșii nu au avut probleme, de unde s-au trimis misionari și fonduri pentru misiune. Dar, începând din anii 60 și ceva, Cuvântul Domnului a fost scos din școli, din alte instituții publice. Recent citeam despre niște credincioși care au fost amendați că au făcut studiu Bibliei la ei acasă, asta în Statele Unite. Și au deranjat într-o zonă rezidențială, a spus, dar noi n-am deranjat, n-am făcut gălăgie. Și se răspundea, Dumnezeu este gentil, l-a scos afară, s-a retras acum ați rămas fără el, au năvălit peste voi dușmani, și acum vă plângeți că unii Dumnezeu, dar voi l-ați scos. Așa s-a întâmplat și la evrei. Pentru că vreau să observăm în partea a doua ceea ce Dumnezeu le-a spus. Amenințările rostite s-au împlinit într totul. Însă, permiteți-mi o scurtă concluzie la acest prim capitol. Împreună pentru Ierusalim, a însemnat în prim plan trei lucruri și asta trebuie să fie și la noi, mobilizarea poporului la adunări sfinte. Ceea ce facem noi la zile pline, ceea ce organizăm uneori cu alte ocazii sau însă fie fiecare slujbă de duminică sau de joi, este foarte important. Cum scrie în faptele apostol, toți împreună erau lipsiți asta înseamnă împreună, să ne adunăm. Sunt repetate situații, eu vă citesc doar despre un caz, 2 Cronici 19 cu 4, în care este scris cum împăratul i-a adunat pe toți. Mulțumim Domnului că încă la noi se adună frații și surorile, dar să știți că în general din ce în ce mai puțin pot să-i adune. De exemplu, după Revoluție, dacă anunța evanghelizare, se umplea un stadion. cum acum să vezi. Nu mai prea vin oameni scrie aici, Iosafat a rămas la Ierusalim, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Berșeva până la muntele lui Efraim și a adus înapoi la Domnul Dumnezeu părinților lor, pentru că mai întâi trebuie adusă inima. Altfel, cu ce să-i convoci? Dacă nu poți să-i atragi cu funii de dragoste, cum spunea Domnul prin profetul Osea, când a văzut că Israelul s-a îndepărtat. În al doilea rând, împreună pentru Ierusalim înseamnă cheltuiel materiale și efort pentru întreținerea lucrurilor și locurilor sfinte. Nu se poate face lucrarea Domnului fără dăruire. Citiți de aici un singur caz, cartea a doua a cronicilor, capitolul 24, Versetul 6, împăratul a chemat pe marele preot Hoiada și i-a zis, pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Căci nelejuita aceea de Atalia și fiii i au pustit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba balor toate lucrurile închinate casei Domnului. Atunci s-au organizat și într-o ladă, cum scrie aici, se adunau toate donațiile lor, toate darurile, pe care le-au dat lucrătorilor, vreo 13 care s-au apucat și au dres ceea ce trebuia la casa Domnului, au întărit-o, au făcut alte unelte pentru slujbă, pentru că este absolut necesar să fim împreună și mulțumim Domnului că în general poporul își deschide inima, dacă unii nu o fac, domnului cunoaște. A fi împreună înseamnă să putem face ceva împreună și din punct de vedere material. Am fost uimit să văd în mai multe localități. Și am în minte trei localități, dar pot fi și altele, în care până au fost toți împreună, dar nu erau împreună, erau anumite dezvinări, au rămas într-o clădire veche când s-au despărțit, așa cum scrie Solomon în cartea Eclesiastul, că orice iscusință la lucruri și are originea în pisma unui împotriva al au fost în tare să-și facă adunare nouă și ăștia și ceilalți. Curios. Oare cum înseamnă și asta împreună pentru Ierusalim? Să rețineți, cel mai vast templu l-a făcut Irod și spunea despre asta în lecția întâi. Dar nu neapărat asta înseamnă împreună pentru Ierusalim. Împreună înseamnă să dai cu inimă curată, fără să pretinzi ceva și să ai în minte numai numele Domnului și lucrarea lui sfântă. Pentru că altfel sunt mari probleme, că ar fi în stare puțin patron să susțină o lucrare. Dar se întâmplă cum se spune în popor, cine plătește muzica o și comandă. Ori împreună pentru Ierusalim înseamnă, așa cum a făcut David și Solomon la vremea lor, să dea din dragoste și fără să se amestece în lucrurile sfinte. Ei să construiască, apoi să se retragă și să se vadă prezența Domnului care își face lucrarea. Amin? Și în al treilea rând împreună pentru Ierusalim, în regatul lui Iuda a însemnat rugăciuni comune pentru izbăvirea Ierusalimului. Am amintit deja despre Ezechia, despre Iosafat, o a mobilizat tot poporul cu femeile și copiii în zile de post. Asta înseamnă împreună. E frumos împreună la masă, dar trebuie să fie frumos împreună și la zi de post. Frumos împreună și la lucru. Și atunci e cu adevărat împreună la toate capitolele. Ezechia s-a unit cu prorocul Isaia și cu bătrânii, toți îmbrăcați cu saci, au venit înaintea Domnului, ca și David altădată. Fie ca să fie, lase Domnul un duh al unității între slujitori și apoi la nivelul întregului popor, și ori de ce ar fi nevoie. Dacă e vorba de repetiții la cor, de a repara casa Domnului sau de a sta în poșe rugăciune pentru izbăvire, la toate să fim împreună. Dacă lipsim la vreuna, nu suntem cu adevărat împreună. În al doilea rând vreau să observăm cum și ce s-a întâmplat când evreii au rămas fără Ierusalim și fără templu. Spuneam deja că cei din regatul din nord Aproape 10 seminții au rămas fără templu încă din anul 930 înainte noastră. noastre. Pentru că Ieroboam a spus, citesc din cartea a întâia împăraților, capitolul 12, aici a fost marea lui greșeală. asta a fost calea lui Ieroboam. Versetele 27 și 28. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim, ca să aducă jertfe în casa Domnului, pentru că asta îi legat de Ierusalim în prim plan, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul Sălă Roboam. După ce s-a sfătuit împăratul, a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul vasul Ierusalim, Israel, iată Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului. Cu alte cuvinte, el a pretins că a mutat reședința lui Dumnezeu. Nu mai Dumnezeu la Ierusalim. Acel care ne-a scos din țara Egiptului s-a mutat și are două reședințe. Una în sud la Betel și alta în nord la Dan. Dar Dumnezeu nu se mutase, rămânsese încă la Ierusalim. Din rațiuni politice, El s-a rupt de templu. Asta a fost marea Lui greșeală. Și evreii, toate generațiile ce au urmat în partea de nord, au avut o moștenire vinovată, idolatră. Totuși, rog să ne gândim la profeți, la Ilie, de exemplu. Ați găsit ceva scris în Biblie că Ilie s-a dus vreodată la Ierusalim? Sau că s-a dus la templu să se închine? Nu știu de una ca asta. Dar totuși a fost pentru Domnul. Și în vremea lui mai erau încă șapte mii. Eu din asta înțeleg că există oameni în zone unde n-au o posibilitate mai bună să aibă, de exemplu, o adunare de credincioși, un mod curat să se închine, care îl caută pe Dumnezeu cu inimă sinceră în felul lor, în, după posibilitățile lor. Și despre asta putem citi în toată Scriptura, că Dumnezeu nu s-a lăsat fără o rămășiță. Deci când marea parte a Israelului erau pierduți, n-aveau nimic de a face cu Ierusalimul și cu templul, cu Dumnezeu în fond, au fost oameni care se simțeau săraci în duh și îl căutau pe Dumnezeu la școlile prorocilor. Unul ca Obadia, care se temea mult de Domn, cred că și-ar fi dorit și inima lui ar fi fost împlinită și viața lui ar fi prosperat dacă ar fi ajuns la Ierusalim în relație cu preoții și leviți. Dar, nu știu, n-au reușit, nu puteau. Iată ce citim ce din cartea Isaia, capitolul 37, versetul 2, Favalabil pentru tot Israelul, dar în mod deosebit, acum vedem în cazul regatului de nord, Isaia 37 cu 32, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei izbăviți, e iată ce va face râfna Domnului Oștirilor. Citesc și din Ezechiel capitolul 14 și avem în vedere întreaga perioadă, chiar și finalul ei. Când Dumnezeu a nimicit Ierusalimul, citim aici de la versetul 21, totuși așa vorbește Domnul, măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, să nimicesc cu desăvârșirii din el oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el și anume fi și fiice. Mare este Domnul care nu se lasă fără credincioși. Cred că dacă a fi întrebat un preot de la Ierusalim, ce crezi mai sunt credincioși în regatul de nord? Nu. No. De unde se știe dacă nici Ilie nu știa? Ce spune el? Domne, a rămas eu singur și caută să-mi aveați. Da, dar în inima lor tot era ceva din a fi împreună. Știți că atunci când Ilie adresa altarul, Domnul le-a pus 12 pietre? După numărul tuturor semințiilor lui Israel. Și ar fi dorit, dar n-au putut. Cum este o cântare care zice: Chiar dacă vântul a vrut în zbor, în turme să ne împartă, dar totul dragoste și un dor și un singur scop ne poartă. Și va veni vremea când va fi o turmă și un pastor. Spunea domnul Ioan XIV: M-am și alte oie care nu sunt din staul acesta. Oameni împrășteați. Ne gândim aici, cum vă spunea, la perioada istorică în care n au fost adunări. Oameni izolați. Unii ascunși. Chiar și acum, în Afganistan, de exemplu, am discutat cu un frate din satul mare care misionează acolo, spunea: Dacă reușim să convertim pe unul, nici nu știm dacă e indicat să-l punem în legătură cu altul. Nu cumva se demaște unul pe altul într-un moment de slăbiciune. Cum nu și-ar dori aceștia să fie împreună? Că Duhul ne strânge. Dar n-au fost posibilități. De aceea adevăratul trup al bisericii, numai Domnul cunoaște. Ierusalimul este de natură spirituală acum. Chiar dacă unii sunt ca onilie, într o nilie, într-o altă parte, nu într-o biserică de credincioși, cu preoți și leviți, cu cântăreți, unde e prezența Domnului, totuși și aceștia slujesc Domnului cu inimă și Dumnezeu iar are în evidența sa slăvit fie numele. Interesant, există o comparație foarte evidentă, am citit la început din Ezechiel 9, că s-a pus pecetea pe, pe fruntea celor ce suspină și gem, deci adevăratul credincioși. Și apoi au trecut oamenii cu neltele de nimicire să fie distruși ceilalți. În vremea lui Ilieu un împărat 19, zice domnul, am șapte și dau drumul la trei săbi de nimicire. Elisei, Hazael și Iehu. Dar scapă aceștia. Aceștia erau în perimetrul atenției lui Dumnezeu. Cum scrie în Apocalipsa 11, I s-a dat o prăjină un înger și i s-a spus să măsoare templul și pe cei ce se închină. Adică pe adevărați oameni care îți legați cu inima de Domnul, de Ierusalimul spiritual, Doamne ajută-ne să fim printre ei. A venit însă și vremea expirării îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Și cum spuneam încă de la început, Dumnezeu a hotărât să dea uitări Ierusalimul și templul pentru o vreme. Dar înainte de a face aceasta, i-a anunțat în mod repetat. Și acum, studiind în mod deosebit ce scrie în profetul Isaia, Eremia și Ezechiel, a rămas marcat de câte mesaje, câte apeluri a avut Dumnezeu pentru ei. Nu voia să-i piardă. Dar în final, n-a avut ce să facă. Hai să citim doar câteva dintre aceste mesaje, începând cu cartea profetului Isaia, capitolul 1. Versetul 21. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă. Era plină de judecată, dreptate locuia în ea și acum e plină de ucigași. Dumnezeu suferea ca un locuitor al Ierusalimului, l-am putea numi. Trecem în cartea profetului Ieremia. Citim din capitolul 5, versetul 1. cu rațului Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. La Sodoma a mers Domnul până la limita de 10. Aici a coborât până la ultimul, am spune. Nu mai erau credincioși, erau câțiva, dar aceștia erau huiduiți, Ieremia a fost închis, el și secretarul său Baruc au fost ascunși la un moment dat. Mai era totuși câte un ebed, meleche, și alții care se temeau de Domnul, dar foarte dispersați. Eu ce înțeleg că nu mai era niciunul, așa cum scrie tot în Ieremia în 24, când îi arată două coșuri de smochine, nu mai era niciunul care să mai pocăiască. S-a intrat în faza aceea cu scrie în Apocalipsa, cine e sfânt, se sfințească, cine e rău, să fie și mai departe. Unul nu mai era pentru pocăință. Și așa va fi acum în final, când Domnul își închide templul și scrie în Apocalipsa 15, nu mai intră nimeni în templu. Nu va mai fi niciun om care să se vrea să pocăiască. Și scrie în Apocalipsa de trei ore, nu s-au pocăit. De aceea ne putem aștepta pe zi ce trece la un refuz tot mai masiv al oamenilor și ușa se închide. Nu mai vor. Cum scrie aici în Ieremia 6, iată calea cea veche, umblați pe ea, știți ce ziceau? Nu vrem să umblăm pe el. Adică nu mai era niciunul și nu mai avea Domnul pentru ce să mai cruțe Ierusalimul. Citim tot în Ieremia, capitolul 6, versetul 8. Ia învățături Ierusalime, ca nu cumva să mă depărtez de tine. Cum vă spuneam, Domnul a plecat din Ierusalim și să fac din tine o pustiu, o țară nelocuită. Tot Ieremia, 19 cu 15, o altă avertizare. Așa vorbește Domnul Oștilor, Dumnezeul Israel, iată, voi aduce asupra peste cetatea aceasta, peste toate cetățile care țin de ea, toate norocirile pe care le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înțepenit gâtul și n-au vrut să asculte cuvintele mele. Când a fost dată sentința, a fost prea târziu. De aceea vă citesc și din cartea Plângerului Iremia, ca să vedeți unde s-a ajuns. Și ceea ce avem aici este un prototip, ar spune, al iazului de foc despre care Domnul spunea că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Plângerile evreilor, după ce au fost dați afară, sunt un exemplu pentru cei care sunt fie împărăției și vor fi scoși afară. Plângerile mi-au unul cu unu. Vai, cum stă părăsit acum cetatea aceasta, atât de plină de popor altădată. Și amintiți-vă, am vorbit în seara asta când i-a adunat Ezechia, un popor mare la număr, venise să se închine. Dar pentru că s-au tot împuținat și n-au mai vrut. Scrie în continuare, a rămas ca o vădăvă, ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Versetul 7, în zilele necazului știgăloșiei lui, Ierusalimul și-aduce aminte, în iazul de foc, conștiința va fi viermele, acela care aduce aminte de, de toată nepocăința din viața aceasta, de toate bunătățile care a avut parte în zilele străbune, când a căzut poporul lui în mâna supritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Și mă citesc din capitolul 2, de la versetul 13, în ce stare ajunseseră Ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin, și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițile cetății. Versetul 13, cu ce să te îmbărbătesc, cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului. 14, prorocii tăi ți-au procit vedenii de șarte și amăgitoare, nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, și ți-au făcut prorocii micenoase și înșelătoare. Toți trecătorii bat din palme asupra, asupra ta șuieră și dau din cap împotriva fiicii Ierusalimului și zic, aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Și s-a dus toată bucuria să ne păzească bunul Dumnezeu. De aceea cei care aud, oricare am fi noi, când Domnul ne mustră, când Domnul ne îndeamnă, sau suntem chemați cu dragoste să primim toate aceste mesaje și să ne adunăm la picioarele Domnului să-i slujim cu drag și să-i facem voia, ca nu cumva să vină o sânda Domnului peste noi. Tot în privința aceasta vă citesc din cartea a doua cronicilor, capitolul 23, 2 Regi, scuzați, 23, versetul 27, și Domnul a zis, voi lepăda și pe Iuda dinaintea mea, cum am lepădat pe Israel. Privind în istoria creștină, au fost biserici care au fost îndepărtate. Mai sunt, poate, în ele oameni răsfirați, ca și unii evrei altădată. Și urmează alții. I-am ascultat cu durere un bătrân slujitor care zicea, care prezenta niște descoperiri ce Domnul i-a dat și spunea. Cum Domnul este mâhnit datorită stricăciunilor din popor, a faptului că în mod deosebit la sărbători, la anunți, omenescul, vorba fratului Eugen, este atât de puternic în evidență și Dumnezeu este pus la spate. Și concluzia, sentința era, nu voi mai merge în fruntea multor adunări. Vă spuneam la începutul anului, efectiv mi-a interzis Domnul să mă duc în unele adunări. Și s-a spus, vei semăna degeaba că Domnul a hotărât să nu mai plouă peste ele. Deci Domnul, după ce a lepădat Israelul, a tot avertizat pe Iuda, vedeți că vă leapăt și pe voi. Și scrie aici în continuare, voi lepăda cetatea aceasta a pe care o lăsesem și casa despre care lăsesem, acolo va fi numele meu. Citeți din capitolul următor, 24, de la versetul 14 a dus în robie tot Ierusalimul. Pentru că au fost mai multe deportări. Asta este ceea din vremea lui Iachin. Dar citim și în capitolul următor, 25, de la versetul 8, ultima deportare, cea ocazionată de distrugerea templului, versetul 9, ars casa Domnului și de și toate bunurile care le-au luat din templu. Și toate acestea pentru că Dumnezeu a fost categoric, a fost ferm. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, dar nici el nu scrie care o veșnică răbdare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și pe bună dreptate spunea cineva comentând acest verset, cât atât, încât a dat pe singurul lui Fiu că oricine crede, nu mai mult. Atât a iubit. Zice în Isaia, iată ce am făcut vie mele. Și explică ce. Oamenii sunt duși în ispite de până într-acolo încât cred că după înviere nu se poate ca Dumnezeu, dacă e dragoste, să-i lase pe oamenii iad. Va fi cumva acea teoria reconcilierii universale, spune că îi va recupera cumva pe toți. Nu, cine a fost aici împreună pentru Ierusalim, va fi și locuitorul Ierusalimului de sus să ne ajute Domnul. Închei, reamintindu-ne, punctând faptul că Dumnezeu a avut un plan cu Ierusalimul în vremea regatului lui Israel. V-aș recomanda să găsiți un verset în Biblie unde scrie că Dumnezeu i-a dus pe evrei într-o țară pe care o căutase pentru ei și Ierusalimul în mod deosebit a fost așezat în mijlocul neamului. Uitați-vă și ca și așezare geografică. Zona Israelului și a este în mijlocul pământului, am putea spune, așa, punând compasul. Că Dumnezeu a vrut ca de acolo să își răspândească mesajul mântuirii, ceea ce a făcut apoi în perioada Bisericii, dar Israelul n-a înțeles asta. Nici măcar în interiorul granițelor sale. Și pe diapsa pe care le-a dat-o Domnul a fost faptul că El a plecat dintre ei. De aceea, profeții prin Duhul Fiului Asaf și alții vedeau că rezolvarea problemei nu consta în, într o armată puternică, în niște vecinătăți favorabile, în alianțe militare, nu? Scriem -mi în de două ori, o, oh, de-ar porni din Sion izbăvirea. Cu alte cuvinte, dacă s-ar întoarce Domnul acolo, și este un verset frumos în Isaia 52, cu 8, unde evrei sunt chemați la apropiere de Dumnezeu, și scrie aici, Citim și versetul 7, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduce vești bune. Dar în ce consta vestea bună pentru Ierusalim? Când îl cheamă de la versetul 1 să se trezească. Versetul spune în final, Dumnezeu tău împărățește, iată glasul străjelor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie, că își văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Și evreii nu s-au putut întoarce până n a decis Dumnezeu să se întoarcă și lucrul acesta este la fel de valabil pentru noi. Degeaba ne-am dorit să facem noi ceva, să ne organizăm, să realizăm nici o adunare mare, nici o lucrare organizată. Nu, este soluția primă. Și în primul rând trebuie să ne întoarcem la Domnul și să chemăm prezența sa între noi. De aici pornește totul, dacă suntem adunați în numele Lui, doi sau trei să fie, de aici încolo Domnul de bucurie cum zicem, psalmul 50, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu, o, de ar străluci și din mijlocul nostru. Asta e adevărata bucurie, în rest oamenii se pot bucura. Dacă ai niște formații bine puse la punct, predicatorii scusiți, o masă de oameni, sunt anumite bucurii, dar sunt de ordin psihologic, sufletesc, anumite împliniri materiale, dar astea nu seamănă cu binecuvântata bucuria prezenței lui Dumnezeu. Asta au pierdut evreii. Apoi le-au pierdut pe toate. Îi spunea Dumnezeu unui om care a apucat cu lucrurile materiale, apoi și cu alte imorale, fiindcă m-ai părăsit, te voi părăsi și eu și apoi te vor părăsi toți oamenii și în urmă îți vei pierde și binecuvântările. Întâi l-a părăsit Dumnezeul în Duhul de la el, apoi i-a luat Duhul minții. În urmă i s-a destrămat familia și a pierdut și tot ce avea. Marea pierdere e pierderea lui Dumnezeu. Cum zice versul de cântare, dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Cine are pe Dumnezeu, are totul slăvit să fie numele în veci. Să observăm în al doilea și ultimul rând că această primă etapă a istoriei Ierusalimului și templului împreună au sfârșit prin lepădarea temporară, Evreii și făcuseră de lucru cu Dumnezeu. Și zice Isaia în capitolul 33 al cărții sale, au ajuns să constate acest adevăr. 33 cu 14, păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelejuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și de răspuns în continuare, cel ce ne în și cum în psalmul 15, acela se suie la muntele casei Domnului. Domnul să ne păzească de păcat, de cădere, cum zice Iuda, ca nu cumva să pătrundă neamurile în moștenirea Domnului și noi să ajungem mai vinovați, dar și mai pedepsiți decât alții. Domnul să se îndure de noi. Așadar, concluzionând, reluând întregul, din această perioadă de 400 de ani, în mod deosebit din cei 350 de ani a istoriei regatului Iuda, putem înțelege că Dumnezeu a rămas credincios. Oamenii adesea l-au părăsit și în final i-a părăsit și el. Dar vom vedea lecțiile viitoare că și Dumnezeu rămâne credincios și își duce planul la îndeplinire. În lecția viitoare vom vedea cum Dumnezeu și-a adus aminte de Ierusalim și cum din nou templul a fost rezidit și planul Domnului a continuat, că cel ce este alfa este și omega și împărăția lui vine cu putere slăvit să fie în veci. Amin.